Bună dimineața! Astăzi avem vești extraordinare pentru dumneavoastră. O să vedeți care sunt vitaminele care ne ajută să îmbătrânim mai greu. Da, există și studiile au demonstrat că, într-adevăr, se poate încetini îmbătrânirea. Dermatologul Cristina Safta ne explică tot ce trebuie să știm, astfel încât să avem un ten fără riduri sau păr alb să apară cât mai târziu în viață. Așadar, doamna doctor, ce ar trebui să facem pentru aspectul nostru fizic, astfel încât să arătăm cât mai bine și sănătos cât mai mult timp? Bună dimineața, mulțumesc de invitație. Pentru a avea un aspect mai sănătos și preventiv, vorbind din punct de vedere medical, bineînțeles că totul începe cu o consultație. Trebuie să ne prezentăm la doctor. Rigurozitatea o face ca o dată pe an, să vedem ce se întâmplă cu pielea noastră. Ce ar trebui să facem astfel încât avem o piele frumoasă și sănătoasă cât mai mult timp? Pe lângă stilul de viață sănătos, pe care cu toții știm că ar trebui să-l avem, da, alimentație, managementul stresului, o mișcare zilnică sau măcar săptămânală, ar trebui să ne preocupăm și de rutina de acasă. Cel mai la îndemână până la urmă este să folosim câteva produse. Și anume, trebuie să folosim un gel de curățare blând, dar mai ales, ulterior, să folosim o cremă hidratantă și obligatoriu dimineața o fotoprotecție, pentru că aplicarea filtrului solar ne împiedică de a ne apărea ridurile ulterioare, petele pigmentare și câteodată chiar și cancerele de piele. Adică soarele ne îmbătrânește? Soarele ne îmbătrânește, da, și culmea e că el ne îmbătrânește nu doar vara când mergem și stăm la soare propriu-zis, la plajă, ci ne îmbătrânește pe tot timpul anului. Ultravioletele de tip A, cele care sunt responsabile de accelerarea îmbătrânirii, sunt cele care sunt constante tot timpul anului, și iarna și vara, și acesta este motivul principal pentru care recomandările sunt de a folosi fotoprotecție pe tot parcursul anului. Putem să vorbim despre riduri sănătoase și riduri nesănătoase? Ridurile, în general, sunt firești. N-ar trebui să le vedem ca pe ceva anormal. E normal să îmbătrânim până la urmă. E frumos, suntem norocoși dacă putem să o facem, nu? Ridurile sunt firești, să apară cele de expresie, cumva să-i spunem. Ușoare riduri la colțul ochiului, între sprâncene, pe frunte. Dar cele care apar pe suprafața pielii, care ca niște linii fine, sunt cele date de obicei de deshidratare și de trauma solară, apropo de ce povesteam mai devreme. Da? Și dacă ele au apărut deja împreună cu colorarea neuniformă a pielii, ne face să ne gândim că am stat prea mult la soare și că deja s-a alterat ADN-ul pielii noastre. Ce putem să vă spunem și despre regenerarea celulară? Este ceva ce ține de noi sau ce putem face astfel încât să ne regenerăm pielea? Pielea se poate regenera. Se poate regenera și intern. Sunt anumite suplimente sau chiar medicamente în studiu în zilele noastre, pentru că trăim așa niște vremuri foarte în dinamică din punct de vedere al studiilor pe partea de anti-aging, și anume există metforminul, de exemplu, este un medicament pe care foarte mulți români îl cunosc prin prisma diabetului. Este un medicament antidiabetic oral și care s-a demonstrat că ar avea studii în direcția în care să reverseze procesul de aging, intern vorbind, și la pacienții, de exemplu, care suferă de diabet și iau acest medicament versus diabeticii care nu iau acest medicament, mortalitatea este înjumătățită. Un alt supliment alimentar foarte la modă, să-i spunem acum, dar bazat pe foarte multe studii, este NAD-ul. Acesta nu e foarte comun în România, se mai găsește prin farmacii, dar destul de rar și cu un preț destul de mare, însă pe noi ne ajută să avem mult mai multă energie și la fel să păstrăm energia celulară pentru tinerețe, astfel încât să încetinim procesul de aging. Aici vorbim despre interior, lucruri care se văd și la exterior? Lucruri care se vor vedea și la exterior, pentru că întotdeauna dacă la interior lucrurile vor sta bine, nu vom mai avea procese inflamatorii, corpul nostru nu va mai suferi și pielea va fi mai frumoasă, mai radiantă și va îmbătrâni mai lent. Și la ce ar mai trebui să fim atenți, femei versus bărbați? Ni se pare de multe ori că bărbații parcă nu îmbătrânesc așa niciodată. Dacă vedem un senior de 60+, versus o doamnă de 60+. Bărbații de obicei se nasc prin prisma hormonului testosteron, care îi definește, și noi femeile îl avem, dar într-o proporție mult mai mică.
cu o masă musculară mult mai mare, mai voluminoasă, da? Ceea ce îi face să pară și să fie într-adevăr mai atletici și organismul lor să consume energia mai mult pe partea musculară decât să o depună sub formă de grăsime. Pe de altă parte, pielea bărbaților este mai groasă. Va fi o piele care se va rida mult mai greu decât o piele subțire. Femeile, având o piele mai subțire de obicei și mai puțin seboreică, cu un ten mai puțin gras, vor observa că au mai multe riduri și atunci vor impacta ca fiind mai în vârstă decât poate partenerul de viață. Contează și ce mâncăm sau să folosim, de exemplu, remediile naturiste, cum ar fi crema de gălbenele, pentru a scăpa de riduri? Alimentația e foarte importantă, într-adevăr, apropo de abordarea holistică a corpului nostru. Trebuie să ne gândim întotdeauna că avem nevoie să ne hrănim cu ingrediente cât mai sănătoase, pe cât posibil, cât mai atent selecționate, să nu mâncăm mâncare procesată, mezeluri și așa mai departe, ca atunci când vom avea un stil de viață sănătos, se va vedea și pe chipul nostru. Crema de gălbenele, care e foarte populară la noi, e foarte bună, mai ales pentru cei cu pielea foarte uscată. De ce? Conține peste 99% vaselină. Vaselina este ca un ciment care vine și îmi sigilează pe timpul nopții, să-i spunem, hidratarea sau apa ce îmi rămâne în piele. Și atunci dimineața, după ce voi da crema jos, așa este crema de gălbenele, voi obține un beneficiu pe parte de hidratare. Nu pot să nu deschid și discuția despre părul alb, care apare, desigur, odată cu trecerea anilor. Putem să stopăm vreun fel acest lucru, acest fenomen? Studiile nu ne ajută să spunem că putem stopa, dar putem să încetinim pe cât posibil. Ponderea este destul de mică în favoarea încetinirii, însă, iarăși, un stil de viață sănătos, atent și cu mai puțin stres ne poate ajuta să nu îmbătrânim la nivelul părului la fel de rapid. Pe de altă parte, albirea părului este de foarte multe ori și genetică. Există și anumite produse care ne păstrează așa colagenul, de exemplu, pentru că știm că este foarte important colagenul pentru sănătatea pielii noastre. Categoric, pe lângă fotoprotecție și, să zicem, retinolul sau derivații de vitamina A, pe care probabil că îi cunoașteți deja sau i-ați și încercat, mai există ceva senzațional, aș putea spune, și care a revoluționat lumea dermatocosmeticii în ultimii ani. Există o substanță care reușește să-mi protejeze proteinele din piele, colagenul și elastina și keratina reprezintă niște proteine, da? Pe care corpul nostru le sintetizează și cu cât le sintetizează mai sănătos, cu atât pielea noastră arată mai bine. Odată cu trecerea anilor, această producție a proteinilor încetinește și nu mai este de aceeași calitate. Și atunci există acest produs care poate să-mi protejeze și chiar să-mi reverseze alterarea proteinelor. E foarte interesant ce se întâmplă la nivel celular, pentru că, uite, deja începem să obținem și să avem la îndemână produse și medicamente și suplimente alimentare și creme pe care le putem folosi, astfel încât să reușim să dăm timpul înapoi, nu doar să prevenim. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste sfaturi extrem de utile. Cu mare drag, mulțumesc de invitație! Întregul interviu și multe alte curiozități despre tratamentele cosmetice care ne ajută să arătăm tineri cât mai mult timp, vedeți în revista Longevity, care a apărut de astăzi pe piață. O puteți găsi la toate chioșcurile de ziare și o să vedeți foarte multe subiecte interesante, de la subiectul de astăzi până la faptul că dacă aveți un cerc al siguranței, este obligatoriu la orice vârstă, astfel încât să îmbătrâniți cât mai greu. Vorbim și despre 10 tendințe de top ale anului în fitness, de exemplu. O să vedem de ce îmbătrânim și cum să nu o mai facem. Vorbim și despre rezoluții de an nou pentru longevitate și avem și 3 grupe de alimente care ne pot îmbogăți cu 10 ani și vorbim și despre faptul că se poate muri cu adevărat de plictiseală. Vă vine să credeți sau nu? Foarte multe subiecte interesante găsiți în noul număr al revistei Longevity, așadar îl puteți găsi la orice chioșc începând de astăzi. Și până data viitoare, sănătate multă!